Deși au avut un start de campionat mai dificil, pierzând la scor împotriva celor de la Dinamo București, giurgiuvenii își încep miercuri seară drumul spre grupele Champions League. Cu deficiențe de lot și fără Marius Șumudică pe bancă, astralii vor încerca să scoată un rezultat foarte bun în fața danezilor, dar mizează pe sprijinul fanilor. V-ați pregătit pentru meciul de mâine? Da. Am să-mi iau abonamentul și pe urmă mergem la meci mâine. Da? Vocea pregătită? Vocea e pregătită mereu, dar nu știu cum sunt ei pregătiți, că dacă ne-a tras ăștia cu tot felul, cu antrenorul pedepsit, dă-i putere, ne-a... E greu, n-avem atacant, mijlocul a fost slab, cu Dinamo, Bafta Astra. Apărător, iar n-avem prea bun. Ne trebuie oameni înalți, solizi, bine făcuți. Ați văzut cum a fost francezul. Doi pe el, la noi n-a fost Ali, dacă n-a fost Ali, îl ținea doi, unul trebuia să dea un gol. Greu, foarte greu. Giurgiuvenii s-au pregătit pentru a veni în sprijinul echipei lor favorite. V-ați cumpărat bilet? Mă uitam să văd cât costă și o să urmez. V-ați pregătit și vocea? Strigăm? Le facem galerie? Da. Un pronostic? 3-1 pentru noi. Biletele cumpărate, vocea pregătită? Biletele cumpărate, vocea pregătită. Un pronostic? 2-0 pentru asta. Credeți că se califică în grupele Champions League? Mai greu, dar posibil. Depinde de următorii adversari. Este încă un eveniment important pentru giurgiuveni și deși echipa nu merge la cotele din trecut, neavând câțiva jucători și mai ales handicapul lipsei antrenorului, se vede o oarecare degringoladă și trebuie să fie un șef și pe margine și în teren. Orice echipă, dacă nu are un lider, s-a văzut și la campionatul european, dacă nu are un lider, un dispecer, așa cum au avut toate echipele și la noi în România, suferă. Dar pentru că este o echipă foarte muncitoare, alargă mult, pasează, ține mingea, dacă noi înscriem primii, cred că vom câștiga. La meci sunt așteptați cât mai mulți susținători pentru ca atmosfera de pe stadion să fie una de excepție. Clubul Astra a stabilit prețurile etichetelor pentru meciul cu campioana Danemarcei. Acestea sunt următoarele. Tribuna 1, 45 de lei. Tribuna a doua, 30 de lei. Peluză, 15 lei.